Pune banii în mișcare împreună cu Adama. Fii pe plus cu Adama Cash Plus. La noapte, gradul de instabilitate atmosferică se va menține ridicat în Maramureș, local în Moldova, Transilvania, unde vor fi averse care vor avea caracter torențial și descărcări electrice. Se vor acumula cantități de apă de 20-30 litri pe metru pătrat și izolat de peste 40 litri pe metru pătrat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 13 și 24 de grade. Mâine vremea va fi în general instabilă și se va răci, însă pe arii restrânse în regiunile sudice, disconfortul termic se va menține ridicat. Îndeosebi, în a doua parte a zilei, vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse și descărcări electrice în centrul, sud-estul și estul teritoriului. Aversele vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor fi local de 20-30 litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-50 litri pe metru pătrat. Pe arii restrânse va cădea grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 34 de grade. Pune banii în mișcare împreună cu Adama. Fii pe plus cu Adama Cash Plus.